mea pleacă după Fent, adică, domne, n-avem cum pentru că e foamea mare, că au anunțat-o și Biden și Ursula și nu știu ce, și că e în Ucraina chestiunea asta. Dacă tu pui la îndoială faza asta, ești putinist, nu știu cum, anti-american sau nu știu ce problemă în sine. Deci toate astea, când apar că România, practic, când spui că, uite, e jefuită la gaze, e jefuită, când acum, cu câteva zile în urmă, au scăzut la un moment dat prețurile masiv la benzină, la combustibil, la tot. La noi n-au scăzut. N-au scăzut accizele. Au zis inițial că vor scădea accizele, au venit, au zis, nu se pot scădea accize. Au zis, încercăm să plafonăm prin nu știu ce. Peste 3-4 zile, nu putem să plafonăm, nu putem să aruncăm în aer economia. Care economie? Nouă ni se vântură că economia românească încă de pe vremea lui Orban câțuie într-o creștere masivă economică și tot crește și crește și înflorește și în același timp nimeni nu vede creșterea. Toți ăștia sunt sărăcesc și am și ce pensionari au ajuns la un nivel critic. Toată lumea într-o chestie critică. De ce? Pentru că este jefuită populația în continuare de către guvernanți care aliniază prețurile, că aici e fenta maximă și mecanismul. Adică spun, domnule, de ce să reducem noi prețurile și tot la nivelul salariilor României, la nivelul economiei reale ale României și cerințelor populației? Nu! Le ridicăm la nivelul țărilor celor mai bogate țări din Occident, acolo ducem prețurile sus, ca românii să n-aibă altă preocupare decât cu prețurile alea și diferența o încasăm noi. Noi, însemnând această structură care vine paralelă și care domină economia și capitalismul și clasa politică și dă ordine din spate. Oameni buni, stați puțin, că am promis în emisiunea asta... Nu mă mai acuze de teoria conspirației și nu știu... Bogdan, Tavi, mai vreau să aduc în discuție. De ce vorbesc? Am zis așa, hai să facem un calcul ca să fie foarte clar. Am zis că avem 1.200.000.000 de euro, da, în contractele cu vaccinuri. Atenție, da? Dar, bă, să nu uităm încă un lucru. Să nu uităm încă un lucru despre care tot în acest podcast, apropo, dacă toți sunteți și priviți asta, abonați-vă la canalul de YouTube VZ Capital, că după cum vedeți, sunt lucruri pe care în discuția de azi numai, cred că a zis Comaroni de vreo 5-6 ori, după cum aici am discutat, am vorbit și nu știu ce, da, aici, că în alte părți nu se poate, da? Dar atenție, tot aici, în podcastul ăsta, v-am mai arătat un șmen în care, hai, arată-mi, te rog frumos, computerul aici, da? Este vorba de, atenție, 650 de milioane de lei, da, în stocul COVID din depozitele Unifarm, da? Stați că vreau să vedem toată povestea asta, să o vedem foarte clar. Deci, dă toată ecranul, te rog frumos. Da? Pentru că ceea ce vedeți aici, da, uite, în chestia asta, situația aparaturii medicale existente în momentul de față există încă în depozitele Unifarm și pe unde l-au mai reușit să le depoziteze. Da? Există, cam așa arată, uite, ca să vedeți, așa sunt depozitate în momentul de față. Măști, combinezoane, aeroterme, aparate de-astea de ventilație, da? Aruncate claie peste grămadă, s-au dat 650 de milioane de lei pe ele, ăștia-s bani, da? Și ele zac în momentul de față, sunt pline de mucegai, de igrasie, de vai de cap de om, da? În momentul ăsta, depozitate pe temiri, unele au expirat. Miliarde de măști, era nebunie curată, da? Ele sunt în momentul de față pe 3270 de paleți. Nu, oameni buni, înțelegeți ce înseamnă? Gândiți-vă la 3270 de paleți. Încercați să-i puneți paleții ăștia în imaginație, măcar unul lângă altul. Da? Pe aceste 3270 de paleți, da? Sunt mărfuri în momentul ăsta luate... Că ne trebuiau în pandemie, măști, repet, ventilatoare, ce să vă mai zic, combinezoane, tot soiul de chestiuni de care erau... Luate fără licitație la prețul, la repet, Bogdane, suma totală, bă, 650 de milioane de lei. Dar sunt probe, au apărut pe televiziune cu vorbiri între Orban și tot felul de fete, cu Arafat. Sunt probe pentru cum s-au făcut contractele astea, că n-avea nimic. 10,2 milioane măști de protecție. Ce vrei mai mult? 1,4 milioane de combinezoane, da? Deci ca să înțelegeți pe ce vorbim și noi ne dădeam dintr-o parte în alta, bă, unde, cum facem rost de o mască, de unde mama naibii o luăm,
Cum dăm la copii să aibă... De ce nenorocire? Toată treaba asta, pentru că a pornit un dosar, nimeni nu s-a mai interesat de marfa asta. A zis, gata, marfa e sechestrată, să stea în depozite, că facem noi procurorii ancheta. Bă, procurorilor, unde e, mă, ancheta? Unde e, mă? Cine e, mă, la pușcărie? Că dacă era în China, dacă era în China, erau mușcați pe stadioane, mă, mă, băiatul ăsta. La noi anchetele sunt numai politice, Robert. Bă, dacă eram în China pentru corupție la nivelul ăsta de bani fura 650 de milioane de lei de acolo, îi împușcau pe stadioane, mă. La revedere, nu s-a mai discutat. Eu nu fac acum, cum să spun, apologia sistemului chinez. Da? Băi, frate, dar nu se poate, mă. Nu se poate. După ce că suntem rupți în cur, vai de capul nostru, n-avem bani de aia, n-avem de aia, de programe sanitare, de una alta, de analize medicale, cum ziceam mai devreme, și de multe altele. Da? Păi deci, Robert, corect. Robert, dar cui ne plângem, mă? Deci noi facem emisiunea asta. Cui ne plângem? Nu știu, bă, uite, avem niște mii de oameni care se uită și în momentul de față la noi. Da? Da, și care, da, care o să zică... Și zeci de mii care se vor fi adunat mâine privind acest podcast. Bă, eu le dea Dumnezeu să... bine. Da. Dar majoritatea vor spune, da, mă, aveți dreptate. Dumnezeu o să aibă grijă să-i pedepsească. Pa! La revedere! Și ne ducem să bem o cafea.